care va veni la București cu pușca și cureaua subțiată. Invitați la Realitatea Zilei, domnul Adrian Iorgulescu, membru în biroul politic al Partidului Național Liberal, domnul Sergiu Andon, deputat, vicepreședinte Partidul Conservator, domnul Sorin Ioniță, director de programe la Societatea Academică din România, domnul Cezar Preda, deputat, vicepreședinte PDL și domnul Iosif Boda, analist politic. Dar vă spuneam că discutăm despre multe, discutăm și despre un sondaj Insomar, care are și o parte politică și una economică. Despre partea politică vorbim aici, în prima parte la Realitatea Zilei. Vine cu rezumatul Dan Barbu. Bună seara! Bună seara, Răzvan! Bună seara, domnilor și domnilor! Românii continuă să aibă cea mai mare încredere în președintele Traian Băsescu. Așa arată datele barometrului de opinie publică realizat de Insomar, care îl plasează pe actualul șef al statului pe prima poziție la capitolul încredere în personalități politice, cu un procent de 57%. Pe locurile 2 și 3 la egalitate se află primarul capitalei Sorin Oprescu și premierul Emil Boc, fiecare cu 50% la capitolul încredere. Mult mai clară este situația la intențiile de vot pentru funcția de șef al statului. La întrebarea deschisă dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri pentru funcția de președinte al României, 59,3% dintre cei chestionați spun că l-ar vota pe Traian Băsescu. Pe locul secund se află președintele PSD Mircea Joană, cu 12,6% dintre opțiuni. În schimb, doar 8,4% dintre respondenți spun că ar vota cu Sorin Oprescu. De remarcat că peste 47% dintre participanții la sondaj nu și-au exprimat o opinie la această întrebare. În privința alegerilor parlamentare, 43,3% dintre cei chestionați spun că ar vota candidații PDL și 32,2% candidații PSD. Candidații PNL ar fi votați de 13,9% dintre participanții la sondaj. Și reforma constituțională este abordată de studiul Insomar. 47,4% dintre cei chestionați spun că Parlamentul ar trebui să aibă cea mai mare putere în România, în timp ce 38,6% susțin că această putere trebuie dată președintelui. Studiul Insomar a fost realizat la comanda Realitatea TV în perioada 22-27 ianuarie pe un eșantion de 1499 de persoane și are o